Bun găsit, înclină balanța spre a candida separat de Partidul Social Democrat, deși în urmă cu câteva luni de zile, vă reamintesc că de la Marcel Ciolacu a pornit această temă. Liderul PSD și premier în același timp menționa că și-ar dori ca PSD să candideze pe liste comune cu Partidul Național Liberal, că este o temă care este dezbătută în ambele partide, spunea Marcel Ciolacu, și liberalii au analizat această variantă, dar potrivit surselor, cei mai mulți nu își doresc acest lucru, pentru că, spun ei, ar putea să obțină un scor mult mai bun dacă ar candida separat de Partidul Național Liberal la toate alegerile de anul viitor. Și în acest sens a făcut și un sondaj care arată că românii și-ar dori să candideze liberalii separat de Partidul Social Democrat. Drept urmare, astăzi se va da chiar un vot asupra unei decizii, și anume că Partidul Național Liberal anul viitor, în 2024, la toate cele patru tururi de scrutin, ar urma să candideze separat de Partidul Social Democrat, un partid cu care în momentul de față sunt în coaliție. Vom vedea însă cum vor reuși să mențină înțelegerea în guvern, în contextul în care, în campania electorală, bineînțeles că cele două partide vor fi într-o luptă permanentă. În același timp, se discută astăzi la PNL și despre bugetul de anul viitor, un buget care se construiește în aceste zile. Liberalii vor să se pună un accent pe investiții, mulți bani să meargă spre acest domeniu. De altfel, și ministrul finanțelor, Marcel Voloș, a prezentat o parte dintre prioritățile acestui buget și, așa cum menționam, este obiectivul Partidului Național Liberal să obțină cât mai mulți bani pentru investiții în bugetul de anul viitor.